este miercuri și începem un nou vlogmas. Ce faceți voi astăzi? Eu până acum mi-am editat video, am așteptat să vină soțul meu acasă. El este acum lângă mine și vreau să vă arăt și vouă ce se află în această cutie Mystery Box. Este de la Loot Chest. Este pentru băieți mai mult, cu jocuri, cu diferite chestii din filme. Mi se pare interesantă și vrem să vedem acum ce se află în cutia aceasta, pentru că este Crăciunul și bănuiesc că o să fie ceva așa cu tematică de Crăciun. Sperăm. Această cutie nu cred că se găsește în România, dar am zis așa să vă arăt și vouă. Nu sunt eu mare fan acestei cutii, lui îi place, dar pentru mine nu este nimic interesant. Dar am zis să vă arăt și vouă așa, poate este ceva drăguț înăuntru. Câteodată mai fost lucruri drăguțe, figurine, căni, castronașe, cu... De exemplu, am primit un castron cu Spider-Man, un castron așa mic, îl mai folosesc când mai mănânc cereale sau când mai fac prăjituri, e foarte bun pentru că nu este mare și pot să mai pun acolo ingredientele pentru prăjituri și așa mai departe. Dar mai întâi vreau să vă arăt ce se află astăzi în calendarul advent. Ca de fiecare dată, avem astăzi ziua 16 și mesajul The Secret of the Ultra Rich Shower Balm. Oh, este un shower balm. Vine în forma aceasta și este un gel de duș, presupun, cu un deșeu pentru piele foarte uscată. Aș fi preferat o cremă de mâini, pentru că am mâinile foarte uscate și tot aștept o cremă de mâini în calendar, ca și balsamul de buze. Balsamul de buze a venit ieri, dar crema de mâini nu știu în ce cutiuță se află. Sper să primesc una totuși, nu știu dacă am una în calendar. Pentru că geluri de duș am tot primit în calendar, aș vrea și o cremă de mâini. Haideți să vedem puțin cum miroase. Miroase ok, nu este foarte parfumat. Pe celelalte oricum nu le-am încercat, pentru că le țin aici la calendarul advent și mereu mi-amintesc că ar trebui să le aduc în duș și atunci când fac duș, în timp ce fac duș, mi-amintesc că ar fi trebuit să aduc și gelurile acestea micuțe în duș. Poate într-o zi o să le aduc și o să le încerc și eu, ca să vă spun și vouă o părere despre ele, dar oricum cred că sunt bune, pentru că majoritatea lucrurilor pe care le-am încercat până acum, gelul de curățare, scrub-ul, am primit și o cremă de față, mi-a plăcut super mult. Mă vedeți astăzi cu un plover pufos pe mine, pentru că vrem să ieșim puțin să ne plimbăm. Vrem să mergem din nou la supermarket, la Netto, unde am fost și alaltă ieri. Pentru că vrem să mai luăm ingrediente de burger, pentru că mai avem salată și am zis că este păcat să se strice, plus că mie nu mi-au plăcut burgerii de atunci din cauza cărnii, nu mi-a plăcut carnea, avea un gust, un miros foarte ciudat, nu de vechi, doar că era un miros foarte proeminent, cred că era foarte condimentată, carnea a fost bună, nu mi-a provocat nimic la stomac, dar nu mi-a plăcut mie gustul ei, așa că ieri am cumpărat din nou carne tocată, vrem să facem din nou burger, dar ne mai trebuie brânză, roșie, pâine, trebuie să luăm chifurile proaspete,
Și asta vom mânca din nou astăzi, pentru că încă mai am poftă de burger. Dacă nu mi-au plăcut atunci, am mâncat așa, doar de foame. Haideți să întorc acum camera, să desfacem și noi această cutie. Și după aceea vom pleca, oricum vă iau cu mine să vă arăt cum este vremea afară. Astăzi a fost mai însorit, a fost soare, este cred că și un pic mai călduț, au crescut temperaturile cam pe la 7 grade așa. Da, haideți că vă arăt ce se află în cutie și după aia plecăm și noi. Îl las pe soțul meu să deschidă, pentru că este cutia lui. Te mai am de site. Oh! Mai sunt tot. Von Rick and Morty. Sein Hund. Ah, ok. O jucărie. Este un cățel de la Rick and Morty. Nu-mi plac deloc desenele acelea. Soțul meu s-a mai uitat, dar mie nu-mi plac. Dar zi-mi tai în curche? Na, zi-mi de curche. Ist Rick und Morty, da gibt's auch eine Serie Folge mit Pickle Rick, ja. Keine Ahnung. Am un cățel. Was ist das? Tacos for everybody. Carte... Carte poștală. Pop Rocks. Oh. Kennst du? Das mach in deinem Mund. Ah, okay. Niște chestii care le pui pe limbă și pocnesc cu gust de cola. Popping candy. Pop Rocks. Mereu vine și ceva dulce la această cutie. Și o pătură dubioasă. Ha? Noch mehr. Noch mehr. Nicht kaputt machen, kannst du hier einfach öffnen. Ah. Da kannst du auch, ne? Și o pătură. Destul de pufoasă. Ich hoffe, es ist groß. Oh. Cu un cap foarte urât. Ah, deci jocă. Ah, cu jocă. O să mă mai ieși. A venit chitac, dar ciocărist. A venit în cum să ia Helios Cop. Assassin's Creed Malbuch. Oh my god. Zumal. Aff. Ja, jetzt auf, malen. Ja. Das kann ich malen. Ja. Ist o carte de colorat. Asta pot să o colorez eu, așa când vreau să mă relaxez. Pentru că am genul acesta de carte foarte, foarte mișto de colorat cu tot felul de imagini și îmi place super mult, dar n-am mai colorat de mult. Mi se pare relaxant, dar dar n-am mai avut timp de așa ceva. Și un tricou. Mit was ist das? Open out das T-shirt. Abonați ceva în asta, nu? Dar din păcate nimic pentru Crăciun. Simpatic cățelul ăsta. Și un tricou. Witcher, o da? The Witcher. Witcher 2077. Ia, yeah, The Witcher. Witcher Cyberpunk. V-am spus, asta este o... un mystery box pentru băieți mai mult. Nu este pe placul meu, dar din păcate nimic pentru Crăciun. Asta este, oricum sunt drăguțe chestiile. Am foarte multe chestii de la ei. Nu știu de când comandă cutia asta, dar am destule și unele nu le folosesc pentru că sunt prea de copilași. De exemplu, cărți și tot așa. Ha?
Warum? Hä? Cola Flavor, Sugar, Laktose, Glucose. Ja, okay. Dann probiere du. Da, și aceasta a fost misterioasa cutie. Să probăm și aceste bomboane. Ne have da și un mal ghechie să n-ai mal. Va noh in ein box. Weißt du noch? Dacă mai știți chestiile astea din copilărie, mie îmi place cel mai mult ciocolata cu pocnitor din acestea. Șmeca acolo. Ah, ok. Da. Aceasta a fost minunata cutie. Noi ne vom pregăti să plecăm acum. Bună seara, dragilor! La mine este cam ora 8 și jumătate, cam târziu, dar m-am gândit să vă arăt cum împachetez eu cadourile. În sfârșit le împachetez de când zic că vreau să le împachetez și nu mai apuc. Mă vedeți așa aranjată pentru că am făcut niște poze așa lângă brad, niște poze foarte, foarte drăguțe. Dacă vreți să le vedeți, vă invit la mine pe Instagram să mă urmăriți și acolo, pentru că acolo le voi posta. Și am această pijama foarte, foarte moale și pufoasă de la Primark. Am zis să mă simt și eu așa puțin lejer și confortabil. Să vă zic ce am făcut astăzi. Am fost la cumpărături. După aceea m-am aranjat puțin pentru că am vrut să fac acele poze. Acum soțul meu este în bucătărie și gătește burgerii. Eu am zis că mă apuc aici să fac cadourile. Mi-a făcut și un ceai ca să pot să mă relaxez mai bine. Și a zis că astă seară gătește el, oricum nu e atât de greu să faci burgerii. Face el de data asta carnea singur pentru burger și cred că o să iasă mult, mult mai bine. Am zis să vă poziționez așa cu bradul în background și să vă arăt ce am pregătit aici pentru cadouri. Cadourile nu pot să vi le arăt, bineînțeles, pentru că familia mea se uită, așa că nu vreau să dezvălui vreun secret. Am această hârtie albastru cu argintiu. Am zis că se potrivește cu bradul. Nu mai știu exact de unde am luat-o. Am luat-o de ceva timp. Dar nu pot să vă mai zic de unde am luat-o pentru că nu mai țin minte. Sper să-mi ajungă. Oricum nu am foarte multe cadouașe. Și le voi împacheta așa, simplu, pentru că oricum nu mă pricep la împachetat. Sper să-mi iasă ceva, habar nu am. M-am uitat acum pe YouTube puțin, dar nu am răbdare să văd fiecare video. Așa că improvizăm. Am găsit și la Teddy aceste fundițe. Nu aveau prea multe, era gol când m-am dus eu atunci. M-am dus, nu mai știu, acum 2 săptămâni, ceva de genul, și nu prea mai aveau multe chestii de împachetat sau de Crăciun, gol. Și am zis că voi folosi aceste fundițe albastre și aceste fundițe argintii. Și ca să-mi fie mult mai ușor să scriu numele, am zis să iau aceste stickere, pentru că aveam și cărticile din acelea mici pe care le pot lega de cadou, dar am zis că nu mă mai complic cu legatul și așa mai departe. Am zis că iau pur și simplu aceste stickere, le lipesc pe cadou, scriu numele aici și gata. Și bineînțeles avem nevoie și de scotch și de farfecă. Și mai întâi să încep să împachetez cadoul iubitului meu, pentru că este aici.
l-am pus în această cutie de la Look Fantastic, mi s-a părut interesant așa să îl pun această cutie, pare așa mai bărbătească, neagră și a încăput perfect aici, era aici chiar sub nasul lui, am pus-o aici sub masă și el a stat aici în sufragerie, adică putea să se uite să vadă ce i-am luat, dar nu cred că s-a prins că i-am pus eu cadou în această cutie. Oricum, bărbații nu se prind ei așa de ușor, nu cum nu s-a prins el că i-am luat 100 de euro din cont să iau cadou. Mă așteptam să zic că ce e cu suma aceasta mare de bani, dar n-a observat și n-a întrebat nimic, că dacă întreba nu știam ce să-i spun, poate să-i zic că mi-am comandat eu cine știe ce, dar n-a întrebat, așa că cu atât mai bine. Haideți să ne apucăm de cadouri, pentru că nu vreau să se facă târziu și sper să mă pricep să iasă ceva până la urmă. Și așa mi-a ieșit primul cadou. Eu zic că pentru prima încercare este destul de bine. Arată ok. Haideți să facem și următoarele. The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where I wanna be. I will be home for a couple of days, wander around with you. You and me in the cold, thought it never be true. Wherever I go, I got you. Oh, I have stopped running, there is no way trying. You better loosen your belt. Drinking hot wine by the fire, don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas, outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you.
such a charm, got you up in my arm. There's nobody at the door. You said I wish this will never be over. Darling, it's time for your present. Come over here. Now it is time to get out in the snow, lighting a light with you. Choirs will sing and the joy bells will ring. Nobody loves you as much as I do. It's a wonderful feeling from floor to the ceiling. It is that time of the year. Drinking hot wine by the fire. Here on our own, we got nothing to fear. It's Christmas and some kind of love, my friend. Pick up some candy canes and hang a wreath on your door. It's Christmas and outside snow's glistening. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Aproape am ajuns la final. Vreau să mai fac un fel de punguțe din această hârtie. Să vedem dacă mi iese. Cadouțele sunt gata, sunt înconjurată aici numai de cadouri. Pot spune că mi-a luat 2 ore să le împachetez. Nu a fost deloc ușor. Pe la sfârșit așa am prins și eu experiență și mi-au ieșit cât de cât. Dar la început a fost groaznic. Am stricat și o grămadă de hârtie. Până și cutiuțele astea au fost complicate. Am avut câteva bătăi de cap aici la colțuri. Dar mi-au ieșit până la urmă, am tot încercat eu, le-am desfăcut, le-am făcut la loc și am încercat să le fac să arate cât de cât ok. Cel mai greu a fost de împachetat acest cilindru. Aceasta este a treia încercare, de la a treia încercare mi-a ieșit, am stricat 2 hârtii. Prima oară am încercat să fac singură, nu mi-a ieșit, a doua oară am zis că mă uit pe internet și din prima vă dați seama că tot nu mi-a ieșit, așa că din a treia am reușit și eu, uitați cum arată la capete, eu zic că arată bine și chiar îmi place rezultatul final. Și cel mai ușor de făcut a fost aceste punguțe. Chiar sunt mega, mega adorabile. După ce am terminat de împachetat toate cadourile, le-am albastră pe mâini, a trebuit să mă spăl pe mâini.
Vă dați seama la cât am mototolit hârtia asta aici, s-a luat toată vopseaua pe mâinile mele. Soțul meu a venit să vadă ce fac eu aici și bineînțeles că s-a întrebat unde-i cadoul lui, pentru că eu nu i-am spus pur și simplu nimic, adică de ce i-aș fi spus, nu i-am dat niciun indiciu, nu i-am spus că i-am cumpărat sau că nu i-am cumpărat, pur și simplu nu am zis nimic, el tot m-a întrebat ce mi cumperi, mi-ai cumpărat ceva, n-ai niciun cadou pentru mine și a venit s-a uitat aici peste toate etichetele să vadă unde are el numele și nu găsea și tot zicea n-ai nimic pentru mine, asta nu este, asta nu este, asta este al meu și a găsit până la urmă și acum cred că doarme liniștit pentru că știe că are și el cadou de Crăciun. Eu oricum sper să-i placă și să fie ok ce am cumpărat, eu sper să le placă tuturor, am mari emoții, dar sunt sigură că le vor plăcea. Nu știu, vreau să vă întreb, voi ați terminat cu cadourile, le-ați cumpărat, le-ați împachetat deja, pentru că nu mai este mult până la Crăciun, zilele trec super, super repede. Și eu mă bucur că le-am cumpărat din timp ca să nu mai fiu stresat acum, plus că cu acest lockdown este mult, mult mai complicat. Nu te mai poți duce în magazin să cumperi, toată lumea comandă, bănuiesc. Dacă nu o cumpărat din timp, comandă pe internet, poșta este full, primește multe comenzi și cred că este super greu cu livrarea. Am auzit și la radio, au foarte multe pachete de livrat și nu cred că mai fac față. Acum când toate sunt închise și sunt și multe reduceri pe internet, la H&M, Stradivarius, Bershka, Pull&Bear, Orsay, cred că toate site-urile au reduceri pentru că dacă magazinele nu mai sunt deschise, trebuie să atragă cumva clienții, mă gândesc, și bagă reduceri ca lumea să cumpere cât mai mult. Și nu știu, cred că devine puțin complicat cu cadourile acum pe ultima 100 de metri. Oricum, și eu mi-am comandat ceva, mi-am făcut singură un cadou, mi-am comandat ceva de pe H&M pentru că au mari reduceri, nu știu dacă și în România, dar ar trebui pentru că sunt reducerile de iarnă și mă gândesc că ar fi normal să fie și în România aceleași reduceri. Spuneți-mi voi dacă sunt, pentru că eu chiar nu știu. Mi-am comandat și eu ceva de pe H&M. Exact miercuri, când s-au închis toate, atunci au băgat și reducerile și aveau destul de multe produse la reduceri, dar dacă mă uit acum, după 2-3 zile, ce după 2-3 zile? După o zi, nu mai găsești aproape nimic, măsură mică sau ceva frumos, așa că m-am uitat și eu repede și am zis dacă tot am găsit ceva să-mi placă, am zis să-mi comand pentru că am găsit și în mărimea mea și am zis să-mi comand pentru că au fost chiar la reducere, 50% reducere, un plover era 20 de euro și l-au făcut 10, adică mi se pare o reducere super, super mare. Să-ți iei un plover cu 10 euro, nu prea găsești mereu, chiar și la Primark sunt 13-12 euro. Așa că am zis că se merită aceste reduceri, dar doar de la H&M mi-am comandat și aștept să vină coletele să văd când vor veni, cred că până de Crăciun. Ar trebui să ajungă zilele astea dacă poșta nu este prea asaltată de pachete. Tot ce mai rămâne de făcut acum este să pun toate cadouțele sub brad.
Eu stau undeva pe podea, lângă Brăduț, și m-am gândit să încep acest proiect DIY pe care vroiam să-l fac de mult timp și am zis că mai sunt câteva zile până la Crăciun, așa că ar fi cazul să mă grăbesc puțin, pentru că nu vreau să treacă Crăciunul. După Crăciun nu mai are sens să mai fac decorațiune. Așa că am aceste forme de brăduț, cred că sunt gândite pentru proiectele DIY. Mi-au plăcut super mult. Inițial vroiam să iau coifuri din acelea de petrecere, dar când am văzut astea, am zis că sunt mult, mult mai potrivite pentru că e unul mare, unul mic. Am luat așa 4, pentru că vreau să fac 3 albi și unul. Sau, da, 3 albi și unul cu această sfoară mai vintage, așa, mai rustică. Am și accesorii, mărgele, dar nu le voi pune pe toate, iau doar albastru, roșu, auriu și argint. Nu voi lua de aici. Am și steluțe, m-am gândit să pun în vârf o steluță la brad. Am și un fel de... de pamblică, dar aceasta o voi folosi pentru un singur brăduț ca beteală. Sper să arate ok, voi vedea cum va arăta și mă mai gândesc dacă o folosesc. Am aici un pistol de lipit și am luat eu mai de mult, am văzut la Lidl aceste rezerve de silicon cu sclipici, uitați cât de drăguțe sunt și m-am gândit că vor fi perfecte acum pentru Crăciun, pentru acest proiect DIY, să văd cum voi decora brăduții cu ele, aș putea să fac așa mici globulețe, să vedem cum vor ieși și am și lipici silicon din acesta transparent, așadar haideți să mă apuc de treabă, voi pune camera într-o parte, să vedeți și voi cum fac, sper să iasă bine, pentru că este prima oară când fac un DIY de Crăciun. Sper că stați bine acolo și că vedeți tot ceea ce fac eu aici. Am zis să mă așez lângă brăduț, pentru că da, așa o energie foarte, foarte bună. Chiar dacă voi nu vedeți brăduțul, dar am zis că mai bine vedeți ceea ce fac eu aici. A, și am și niște mânuși pe care le voi folosi, deoarece am două mâini stângi și cu siguranță îmi voi arde degetele, așa că am zis că mai bine îmi pun aceste mânuși și nu am nici o problemă, pentru că data trecută când am folosit pistolul de lipit... am făcut niște mici bășicuțe. Voi lăsa acest pistol de lipit să se încălzească și mă voi apuca de treabă. We'll be right back.
Și cam așa a ieșit primul brăduț. Spuneți voi că nu este adorabil, îmi place super mult, mă bucur că am luat acest material. Inițial vreau să iau lână, dar m-am gândit că acesta este un pic mai groasă decât lână, această sfoară. Și am zis că este mult mai bună decât un ghem de lână, așa că am luat acesta și vă pot spune că este minunat. Este super pofoci și arată chiar adorabil. Zici că este un brăduț cu zăpadă. Acum tot ce mai rămâne este să-mi aduc o foarfecă, pentru că am uitat foarfeca să tai această sfoară și să continui cu decorațiunile brăduțului. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday, it's a chance to start over new. Cause I missed you so, I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh oh, la la la. Oh oh, la la la. Oh oh, la la la. Making our Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree, and I've lit my house with Christmas lights, so you should come back home to me. Up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la la la. Oh, 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 la 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 la. Making our Christmas memories. Yeah, see. Brăduții mei sunt gata, i-am lăsat puțin să se usuce, dar acum sunt uscați bine și mie îmi place rezultatul final. Spuneți-mi voi cum vi se pare, sunt chiar adorabili și pentru acesta mare n-am mai avut biluțe sau steluțe în culorile pe care le vroiam eu, așa că am pus ca un fel de beteală cu acel sclipici argintiu, acel lipici cu sclipici argintiu și am presărat puțin paiete, pentru că mai aveam niște paiete argintii și așa a ieșit. Eu zic că foarte, foarte interesant. Și brăduțul cel rustic a ieșit așa. Foarte, foarte bune aceste lipiciuri cu sclipici pentru DIY-urile de Crăciun. Dacă tot le aveam, am zis să fac ceva cu ele. Eu pun brăduții unde vreau să-i pun pe mobilă și după aceea vă arăt unde i-am așezat.
Dragilor, din păcate și acest vlogmas a ajuns la final. Sper din tot sufletul că v-au plăcut activitățile pe care le-am făcut împreună, DIY-ul și împachetarea cadourilor. Chiar a fost o adevărată provocare să împachetez atâtea cadouri și până acum nu am mai făcut decorațiuni de Crăciun. Cred că este prima oară când fac un DIY pentru Crăciun, dar pot spune că mi-a plăcut foarte mult și chiar m-am relaxat și am încercat să fiu cât am putut eu de creativă. Sper doar că v-a plăcut și vouă. Noi ne revedem mâine cu un alt vlogmas. Eu mă duc la somn pentru că este destul de târziu și sunt cam obosită, pot spune. Așadar, ne vedem mâine. V-am pupăcit, vă doresc o seară minunată așa cum sunteți voi. Pa, pa!